Da. Solist vocal într-o trupă pe vremea, undeva pe la Revoluția de la 1848. Așa. Da, de aproape. Da. Da. Apoi, după 89, am îmbrățișat contrabasul, adică am luat chitara bas, am întors-o așa și am făcut contrabas. Putea să o puneți așa și o făceați vioară. Corect. Da, da. Se poate. Nu m-am gândit, dar e bine, nu e timpul trecut, e bine de luat în seamă. Aici în albumul... Contribuie și dumnealui? Da, pentru că are 4 poezii. Dar foarte frumos albumul. Impresionante. Măriețe, Doamne Sfinte, Mariana Anghel. E foarte Angel. Frumos pentru că este cu un material special, un material ce l-am constituit într-un proiect de pricesne. Timp de 9 ani am făcut turneu în toată țara cu aceste cântări. Da, aici pe CD scrie: CD a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Exact așa și este. Dar cum? Pentru că este produs de Trinitas și pentru mine este onoare. Da, asta vreau mare să vă zic. Onoare. Adică au ascultat înainte melodiile ca să gireze acest album. Dumnealor, știu activitatea mea de atâția ani. Știu că mi-am asumat această misiune, pe lângă folclor și cântecele patriotice, să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Foarte frumos. Mă bucur pentru acest album și mă bucur că mi l-ați dat astăzi în Joia Mare. Abia aștept să-l pun în mașină și să-l ascult așa în această perioadă. Este un material emoționant. În acest album, orchestrația este realizată de grup cameral Cantores, dirijor profesor Petrișor Varga, iar grupul vocal este aici cu mine, grupul vocal Angelos, dirijor Traian Stoiță. Traian Stoiță? Da. Îl cunosc. Bineînțeles că îl cunosc. De la Sibiu? Da. Frumos din muzica populară, îndrăgostit de o fată de 16 ani. Nu, ce îndrăgostit? S-a dus pe căsătorit. Nu. Îndrăgostit când fata avea 16 ani, s-a dus la părinți, a luat-o cu acte, cu semnătură la notar și gata, e soția lui. Știu, pentru că... E prietenos, ne-am văzut în ultima perioadă foarte des. O să-l vedeți și într-o ediție specială, oameni buni. Luni, cred că nu. O să vedeți, o să fie ceva foarte frumos. Mă bucur din suflet că am reușit astăzi într-o zi atât de importantă pentru creștini, Joia Mare. Astăzi se boxesc ouăle. Da, și noi ne bucurăm că ne-ai primit în casa ta frumoasă să împărtășim acest material frumos, să le cântăm o priceaznă, să vindecăm oamenii. Ce frumos sună, foarte frumos. Domnul Marcel, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum e să aveți o soră atât de celebră? Este extraordinar. De fapt, gândindu-mă că m-am născut înainte, cu vreo câțiva ani, mi-am dorit... Am pregătit terenul. Da, am pregătit terenul. Sau, sub o altă formă, întâmplarea a făcut să fim născuți amândoi în același ocol, adică în aceeași curte, din aceiași părinți minunați. Iar înainte de a se naște Mariana, alergam prin curte primăvara și strigam după toate berzele: Barză, adu-mi o Mariană! Eu i-am ales numele. Da? Nu știu de ce i-am spus Mariana. Foarte și frumos. Strigam după toate berzele să-mi aducă o Mariana. Mă bucur să văd așa frați frumoși. Avem o relație într-adevăr specială. Vreau să vă întreb, de Paște ce faceți? De Paște mergem la Călan? Acasă la Călan, la Călanul Mic. Acolo încercăm să ne adunăm toți ai casei în jurul mesei. Mai ales că am înțeles că aveați un atelier de tâmplărie al tatălui pe care l-ați transformat într-o sală de primire. Sală de festivități, da. Avem sală de festivități. Am transformat acel atelier, părinții mei de fapt l-au transformat, acel atelier de tâmplărie, într-o încăpere unde este o masă mare întinsă, care așa rămâne permanent. Oricine vine la noi, sala de festivități este funcțională. Deci în momentul când dai un drum pentru o filmare, te miri prin țară pe unde și treci prin județul Hunedoara, Călanul Mic numărul 1, nu contează, fără telefon, nici la mine, nici la Mariana. E întotdeauna cineva acasă. Domn da. Baby! Mama Stella, am venit. Apoi, acolo e vorba de părinți.
Părinții. Câți ani au părinții? Sau hai să vorbim cum se vorbește în real. Tico are 86 face anul ăsta și Mica împlinește 80. Și pe lângă acest fapt, împlinește 60 de ani de căsnicie. Să vă trăiască părinții. Se uită acum la emisiunea mare, le-a spus să se uite. Normal. Tico și Mica de la Călanul Mic. Exact. Așa se zice Tico și în Oltenia. Și la părinți, la fel, Tico și Mica. O glumă, vine un ardelean cu niște probleme pe la București, coboară din tren și se odihnește un pic în parcul acela din fața gării. Și apare un tip lângă el care avea un tic nervos din când de când făcea așa, la care om se uită, zice: ce ai, mă, omule? Zice, am un tic nervos. Zice, stai liniștit, la noi Mica e mai nervoasă. Da, am un tic nervos, da. Foarte frumos. Da. Haideți să ne și cântați, da? Da, da. Stați că avem o poză foarte frumoasă aici. Părinții. E vorba de părinți, de Ticu și de Mica. Da. Iată că tot vorbeați de ei, frumoși. Să avem o poză și cu dumnealor. Să vă trăiască mulți ani de aici înainte. Mulțumim și să vă bucurați și de dumnealor. La fel îți urăm și ție, pentru că este cea mai mare bogăție pe care o poate avea cineva. Foarte părinții. Frumos. Mariana Anghel ne cântă, oameni buni. Vă rog frumos să vină și invitații dumneavoastră. Grupul Angelos. Iar domnul Marcel va aplauda, boss. Perfect. Angelos, vreau să le spun celor de acasă, așa știu, vine din limba greacă și înseamnă... Îngeri. Îngeri, exact. Asta înseamnă să mergi pe la școală. Mulțumesc. Mariana Anghel ne cântă, oameni buni. Prietene. Salut, Cătălin. El e deja prietenul nostru aici. Știm. Ai venit și cu ne soția? Bucurăm. N-am venit cu soția de data asta, am e venit cu colegii. E prima dată când vin fără ea. Prima dată când vin fără ea și să știi că nu mi-e tot una. Ți-e greu, peste mână, da. Asta e cel mai mare cuceritor pe care l-am văzut până acum. Știu de când era mic, pentru că eu... A fost și mic? Eu sunt nașa părinților. Am fost și mic, e nașa părinților mei. Da? Da. Ce frumos. Noi suntem în familie tot timpul. Fie că vin cu soția, fie că vin cu nașa, fie că merg cu mama și cu colegii dar mei. Dar singur nu te pleci niciodată de acasă. Niciodată nu plec singur. Perfect. Băieți, noroc, salut! Ne ajută. Aici avem un fan cozonaci. Posibil. Cum posibil? Tu știi cum îmi plac mie? Atunci facem pe din două, împărțim. Stai liniștit că am acum, nu că am microfonul meu. Stai liniștit că am aici juriu și dăm în cozonacul de aur astăzi. E perfect, am nimerit la fix. Exact. Oameni buni, să o ascultăm pe frumoasa, talentata și extraordinara Mariana Anghel. Astăzi, în Joia Mare, cu o melodie special pregătită pentru dumneavoastră cei de acasă. Frați creștini din lumea întreagă, ce trăim întru Hristos, pelerini suntem în viață, să o trăim cu folos. Doamne, la Tine iar vin cu lacrimi și cu suspin și la mormântul Tău cel sfânt. Maică sfântă și curată, dă-mi blagoslovirea Ta să ajung în Țara Sfântă, pe-al Tău Fiu să-L pot vedea. Doamne, la Tine iar vin cu lacrimi și suspin și plec fruntea la pământ, la mormântul Tău cel sfânt. Steaua mă călăuzește, în viflai m-am ajuns și sărut, Doamne, pământul, locul unde Te-ai născut. Doamne, la Tine iar vin cu lacrimi și cu suspin și plec fruntea la pământ,
grădina Ghețiman, dezăresc, Doamne, pe Tine, ești cu ochii lăcrimați și Te rog iar pentru mine. Doamne, la Tine iar vin cu lacrimi și cu suspin și plec fruntea la pământ, la mormântul Tău cel sfânt. Drumul crucii simt chinul și durerea, Doamne, cât Ți-a fost de greu. Doamne, la Tine iar vin cu lacrimi și cu suspin și plec fruntea la pământ, la mulțumim mult de